Referitor la problema pe care am avut-o vis-a-vis de sursa de apă care a fost inundată și ulterior implicațiile cu turbiditatea apei și mai departe, țin să asigur populația, chiar mă întrebai, cred că tu, Ovidiu, dacă ce apă bem e apă de la robinet, o consumăm exclusiv. Situația a fost monitorizată, nu știu, în timp real, ca să spun, împreună cu colegii. Am luat toate măsurile necesare încât să ajungem cât mai repede înapoi în parametri. Cred că a fost vorba chiar de acele 24 de ore. S-au luat măsuri la sursă, s-au luat măsuri în teren unde am purjat și așa mai departe. Am anumite nemulțumiri despre modul în care anumite persoane, nu știu, care în mod normal ar trebui să reprezinte guvernul în teritoriu, au considerat că trebuie să facă politică și să transmită mesaje, nu știu, alarmiste și incorrecte către populație. Dar vă asigurăm că lucrurile sunt ok, au fost ok foarte repede după ce au apărut acele probleme. Ba mai mult, încercăm să facem împreună cu instituțiile statului să luăm măsuri, să planificăm încât să evităm alte astfel de situații. Cum comentați atitudinea Direcției de Sănătate Publică? Am colaborat îndeaproape cu dânsii și cred că poate am fi putut comunica puțin mai bine. Voi sau ei? Prefer să folosesc pluralul, împreună. Adică nu, sincer, am colaborat ok și îndeaproape. Au venit în teren, am prelevat și noi și dânsii probe.